Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, Tatiana Fischer, moderator, și Elena Vigheru, regizor, vă invită în spațiul public. Astăzi discutăm politicile sociale orientate spre categoriile vulnerabile de cetățeni, vorbim despre măsurile de protecție socială a populației. În studio, în calitate de invitat, doamna Nelea Rusu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dumneaei are tocmai 3 responsabilități, responsabilă și pe domeniul asigurărilor, dar și pe cel al muncii, dar și în ceea ce privește demografia. De la 10:40 vom primi și apeluri din partea publicului la numerele de telefon 022-721-758, 022-406-853, iar până atunci trebuie să epuizăm acest subiect în ceea ce privește politicile de protecție socială și implementarea acestora. Doamna Nelea Rusu, întâi de toate eu vă propun, și cred că nu vă surprind cu acest lucru, vă propun să insistăm la începutul discuției noastre pe elementul demografic. De atât că chiar ieri în acest spațiu, în emisiunea Spațiu Public, am vorbit despre situația demografică a Republicii Moldova. Vorbind, am constatat un lucru deloc surprinzător: populația îmbătrânește, este în cel de-al doilea val de îmbătrânire, așa spune expertul în demografie, domnul Valeriu Sainsus. Și rezultând sau reieșind din această situație, noi presupunem îmbătrânirea populației pune o amprentă grea sau pune o presiune grea pe toate sistemele, și pe cel de sănătate, și pe cel de protecție socială, și pe cel de asigurări, și etc. Eu am vrut să vă întreb în debut despre populația care are nevoie de o protecție socială. Numărul ei e în creștere sau în descreștere? Care e situația? Înainte ca să intrăm în emisiune, dumneavoastră spuneți chiar acum aveți un studiu privitor la situația demografică a Republicii Moldova. Da, eu vă cum îl desfășurați și ce constatați? Deci, într-adevăr, conform datelor disponibile, avem la începutul anului 2019 peste 558.000 de populație cu vârsta de 60 de ani și peste. Ponderea acestor cetățeni este de circa 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova, și, într-adevăr, ritmul de creștere este unul accelerat în cazul acestei componente de vârstă. Practic a crescut cu mai mult de 11 puncte procentuale dacă vorbim în cazul vârstelor cuprinse între 65 și 69%. Când a fost demarată reforma sistemului de pensionare, în anul 2016, noi chiar am studiat foarte minuțios care sunt procesele demografice și diferite scenarii, mai puțin pozitive, mai puțin pesimiste, deci diferite scenarii, și la etapa respectivă era de circa 16% ponderea. Ori observăm că în câțiva ani practic a crescut până la 20,8%, și dumneavoastră perfectă dreptate aveți când ați menționat că ponderea respectivă a cetățenilor presupune și o anumită presiune asupra sistemului de asigurări sociale și asupra sistemului de pensii, fiindcă pensiile actualilor pensionari sunt achitate de către persoanele care muncesc activ în câmpul muncii, și pentru a asigura o sustenabilitate a acestui sistem este necesar, conform practicilor bune, de a asigura acest coraport de 3-4 angajați la un singur pensionar. Iar în cazul Republicii Moldova vorbim de puțin mai mult decât un angajat întrețin un pensionar. Unul la unul. Exact, exact. Și respectiv acest coraport trebuie de îmbunătățit prin politici active de susținere a populației în timpul angajării în câmpul muncii, precum și prin alte mecanisme, și inclusiv prin susținerea socială a populației. Referitor la studiul despre care dumneavoastră ați menționat, într-adevăr, în
perioada ianuarie-iunie anul 2020, în Republica Moldova se va desfășura un studiu generație și gen. Este un studiu deci, care se desfășoară pentru prima dată în Republica Moldova. El este replicat față de studiul, acest studiu deci a fost realizat în 24 de țări, iar rezultatele acestui studiu au fost foarte importante pentru îmbunătățirea politicilor demografice și politicilor sociale. Deoarece în cadrul acestor studiu circa 120 de operatori vor intervieva mai mult de 20.000 de cetățeni și anume vor monitoriza referitor la schimbările demografice în familie, referitor la procesele de îmbătrânire, referitor la structura familiei, ratele de fertilitate și atât toate aceste analize și rezultate ne vor oferi o imagine deci fidelă a situației din Republica Moldova și bazându-ne pe aceste date reale și concrete vom interveni cu măsuri acolo unde este necesar. Dar totodată în planul de activitate al Ministerului este specificat ca prioritate și un plan imediat de redresare a situației demografice, anume pe toate aspectele respective. Revenind la problemele ce țin de asigurarea protecției sociale a acestor persoane, deci cum am menționat, a persoanelor în vârstă, țin să menționez că la sfârșitul anului 2019 a fost aprobat un set de legi, anume venite în vederea sporirii calității vieții acestor persoane. Și începând cu 1 ianuarie, deja un set de măsuri sunt puse în aplicare și persoanele beneficiază de prestații mai mari, de alocații mai mari, de indemnizații care până la 1 ianuarie 2020 nu au fost prevăzute în legislație. Trebuie să ne spuneți de acum încolo care sunt aceste categorii de persoane care beneficiază de alocații mai mari, categoriile și sporul, adică cu cât le adăugăm la ceea ce au. Deci este vorba de mai multe prestații, a fost adoptată măsura ce ține de acordarea unui suport unic în sumă de 700 de lei pentru pensionarii a căror pensii nu depășesc 2000 de lei și pentru beneficiarii de alocații sociale. Deci acele persoane care, reieșind din stagiul pe care l-au realizat, nu beneficiază de o pensie, dar beneficiază de o alocație. Acest suport a fost acordat începând cu 2 ianuarie, deci anul curent, prin intermediul operatorilor de plată care asigură și plata pensiilor. Dacă persoana beneficiază de pensie prin intermediul oficiului poștal, atunci acești bani au fost direcționați către oficiul poștal. Dacă persoana beneficiază prin intermediul unei instituții financiare, adică o bancă, atunci acest suport financiar de 700 de lei a fost expediat prin oficiul, prin instituția financiară respectivă. A fost aprobată acordarea acestui suport pentru circa 581.000 de beneficiari. De fapt, au primit 525.000 de beneficiari, adică suma este de circa 369 de milioane sau 90,5% din suma care total a fost transferată. Dar aici este important să menționez că persoanele care primesc acest suport prin intermediul oficiului poștal și din motive variate nu l-au ridicat, fie nu sunt în țară, fie sunt alte probleme, aceste plăți se vor regăsi în lunile următoare, astfel încât toate persoanele care au fost eligibile și sunt beneficiare de acest suport să le ridice. Dar este important ca persoana să solicite acest suport, fiindcă nu este necesar o cerere, sumele au fost distribuite în baza listelor de plată fără a fi necesar o cerere în acest sens. Totodată este foarte important că am pomenit despre persoanele care primesc alocații sociale de stat, deci acele persoane care, în cazul persoanelor vârstnice care nu au un stagiu de 15 ani, până la 1 ianuarie 2020 alocația reprezenta 20% din pensia minimă pentru aceste persoane, iar începând cu 1 ianuarie este de
50% din pensia minimă și respectiv în cazul acestor alocații pentru 9.063 de persoane s-a majorat cu circa 150%, că așa actualmente ea constituie 539,67 de lei. În cazul persoanelor cu dizabilități, de asemenea, a fost majorată, fiindcă până la 1 ianuarie 2020 această pensie se stabilea 40% din pensia minimă de dizabilitate, iar după această dată alocația constituie 80% din pensia respectivă și practic în cazul alocațiilor de dizabilitate cuantumul sau mărimea acestor alocații s-a dublat. Vreau să menționez că în luna ianuarie deja persoanele au beneficiat de alocații în cuantum majorat. Nu a fost necesar depunerea vreunei cereri, deci Casa Națională a revizuit și a recalculat aceste alocații în baza legislației în vigoare și persoanele deja în dependență de data plății fie au primit deja, fie până la sfârșitul lunii vor beneficia de aceste alocații deja în cuantum majorat. Dacă să ne referim la iarăși la persoanele care beneficiază de pensii pentru limită de vârstă și au continuat activitatea de muncă. Deci cunoaștem că în anul 2019 a fost recalculată, deci sau a fost efectuată prima etapă de revizuire a pensiilor pentru acele persoane care s-au pensionat până în anul 1999 și au continuat activitatea de muncă după această dată mai mult de 15 ani. Vreau să menționez că în anul curent vom avea două etape de reexaminare și este important ca cetățenii să cunoască, fiindcă recalcularea sau reexaminarea pensiei se va efectua doar în baza unei cereri depuse de către persoană și documentele confirmative. De la 1 ianuarie se recalculează pensiile acelor persoane care s-au pensionat până în 1999 și au lucrat după pensie până la 15 ani, deci practic toate persoanele care nu s-au încadrat anul trecut în etapa de recalculare, în anul curent la 1 ianuarie pot depune cererea pentru reexaminarea mărimii pensii. Și deja de la 1 iunie se vor recalcula pensiile celor persoane pensionate deja după 1 ianuarie 1999 și au un stagiu mai mare de 10 ani după ce și-au stabilit pensia. Și este important ca persoanele să se adreseze cu aceste cereri, cu documentele pe care specialiștii de la casele teritoriale de asigurări sociale le vor solicita pentru acordarea acestui drept și să beneficieze de dreptul respectiv. O altă prestație care de asemenea este adresată persoanelor asigurate din sistemul de asigurări sociale este acordarea unei indemnizații în cazul decesului soțului acesteia. Deci, practic, prin această modificare se asigură dreptul la pensie pentru o durată de 5 ani. Și dacă persoana decedează în această perioadă, atunci respectiv cât a mai rămas, fie 2, fie 3 ani până la perioada respectivă de 5 ani care este garantată de stat, soțul supraviețuitor va beneficia de această indemnizație care este acordată în mărimea unei pensii pentru limită de vârstă a persoanei. Și este menționat, deci, o condiționalitate în lege că indiferent dacă este beneficiar de pensie persoana care va primi această indemnizație sau fie că lucrează. Deci ea va fi acordată indiferent de statutul ei, în dependență deja de cât a primit persoana această pensie. Fie dacă, de exemplu, a primit un an, atunci cei 4 ani va beneficia soțul care va primi indemnizația, dacă a beneficiat 4 ani, atunci un an. Deci respectiv este garantat dreptul la pensie pentru 5 ani. O altă măsură la fel de importantă și anume orientată spre protejarea persoanelor cu venituri mici, cu pensii mici, este posibilitatea de a indexa la 1 octombrie suplimentar pensiile a căror minim de existență, deci pentru primul semestru, nu depășesc mărimea pensiilor. În anul 2020, deci, vom avea parte de două indexări. La 1 aprilie, conform cadrului normativ în vigoare, pensiile se vor indexa în baza creșterii indicatorului sau media indicatorului prețului de consum sau media inflației pe ultimii 3 ani și constituie de circa 4,8%, iar începând cu 1 octombrie se vor indexa acele pensii care nu depășesc minimul de existență pentru pensionari.
anume țintite pentru aceste persoane, se va realiza și a doua indexare. După această indexare, reșind din faptul că pensiile minime se vor revizui, de asemenea și alocațiile care v-am explicat la începutul emisiunii, că reprezintă 1% din pensia minimă, de asemenea vor fi majorate corespunzător. Așadar, vorbim în emisiunea de astăzi despre majorările alocațiilor, indemnizațiilor, pensiilor pe durata anului 2020. În studio, în calitate de invitat, doamna Nelea Rusu, secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De la 10:40 vom lua apeluri în direct, în cazul în care dumneavoastră aveți întrebări la cele enunțate de doamna Nelea Rusu. Dar eu până atunci vreau să vă mai întreb unele lucruri. De obicei, iată, și sondajele arată că chiar dacă se mai majorează alocațiile, indemnizațiile, pensiile, oamenii totuși nu simt asta, nu resimt asta atât de mult. Coșul minim de consum ar fi mai mult de atât. Eu am vrut să vă întreb, iată, privind aceste majorări, în ce măsură vor îmbunătăți ele nivelul de viață al populației vulnerabile? Deci este important. Noi ne dăm seama că, da, într-un an nu e posibil să majorezi cu mult. Asta e în funcție de creșterile economice, în funcție de bugetul de stat, dar dacă s-a calculat cu cât, în ce măsură se va îmbunătăți nivelul? Este foarte important să menționăm că cele majorări de care am menționat eu sunt eligibili persoanele care primesc o pensie, deci care au muncit, care beneficiază de pensie din sistemul de asigurări sociale, dar mai există și partea de asistență socială care este țintită anume pentru familiile cu venituri mici. Indiferent că vorbim de pensionari, indiferent că vorbim de familie cu copii sau persoane care muncesc, dar primesc o remunerare insuficientă, deci aici există programul de ajutor social, țintit anume pentru persoanele defavorizate, deci care au un venit sub venitul lunar minim garantat de stat, și în acest domeniu au fost deci, operate modificări. În primul rând a fost majorat ajutorul pentru perioada rece a anului cu 150 de lei și el a fost acordat începând cu luna noiembrie anului trecut, și de asemenea și în formula de calcul a ajutorului social s-a intervenit astfel încât să cuprindă mai multe familii care au necesitate de acest ajutor. Totodată eu vreau să menționez, până a prelua și apeluri de la cetățeni, că în domeniul deci pensionării și pentru copiii care primesc pensii de urmaș au fost operate modificări și majorate. Dacă pensiile acestor copii care beneficiază de pensii de urmaș în cazul decesului unui părinte sau ambilor, în dependență de situație, au fost majorate cu 25%, deci vorbim de circa 9.000 de persoane care beneficiază de această majorare începând cu 1 ianuarie 2020. Și de asemenea și indemnizația unică la nașterea copilului începând cu 1 ianuarie s-a majorat pentru nașterea copilului și constituie 8.299, și toți copiii care vor se vor naște în anul curent, deci familia va primi această indemnizație. De asemenea, este important că începând cu 1 ianuarie, deci tot anul curent, persoanele care muncesc și care beneficiază de concediu de creștere până la vârsta de 3 ani a copilului, vor putea să aleagă între două posibilități. Fie vor beneficia de indemnizație până la vârsta de 3 ani, așa cum prevedea cadrul legal, 30% din salariul pe ultimul an, fie poate opta pentru următoarea situație. Beneficiază în primul an de 60%, deci mai concentrat, fiindcă în primul an necesitățile sunt mult mai mari, ulterior 30%, iar în anul 3 neplătit sau în dependență de opțiunea persoanei, fie revine la serviciu, fie continuă să îngrijească copilul. Dar este important că a fost modificată legislația și în domeniul respectiv, din ce cauză menționez referitor la concediul de îngrijire a copilului, fiindcă iarăși este o parte a demografiei și este important să asigurăm acele
prestații și servicii și pentru persoanele care nasc și cresc copii. Și vreau să menționez că în dependență de dacă persoanele decid să revină la muncă după ce au primit această indemnizație, ea nu va fi stopată, indiferent dacă persoana continuă să muncească pe program de plin sau program parțial. Ori anterior era această normă și persoanele trebuiau să revină pe program doar parțial pentru a păstra și indemnizația. Ieri în acest program, împreună cu domnul Sainsus și publicul ascultător, am vorbit despre alocațiile pentru nașterea copilului și constatam că în țările străine, acolo unde pleacă ai noștri, alocațiile uneori le permit, alocațiile pentru copii, pentru nașterea copilului, pentru creșterea copilului, uneori le permit părinților să nu muncească, să stea acasă, atât de mari sunt. Noi urmează să mai perseverăm pe acest domeniu, eu știu, să încurajăm natalitatea. Exact, fiindcă dacă vorbim de experiența altor state, atunci și concediul de creștere a copilului, deci vorbim de sume care sunt acordate, dar și de durată. Deci am examinat practica țărilor europene, concediul poate dura 6 luni, 4 luni, maxim un an. În cazul Republicii Moldova este practic cel mai lung concediu de creștere a copilului și plățile sunt corespunzătoare. Deci aici sunt două momente la care trebuie foarte atent să revenim și să examinăm, fiindcă sunt situații diferite și sunt opinii diferite, inclusiv și a mămicilor în acest sens. Eu aș fi vrut mult să vă întreb despre cum asigurăm și sustenabilitatea sistemului de pensii. Noi ziceam de o problemă că acum un angajat asigură un pensionar în felul ăsta, dar deja ne sună, avem ascultători care vor să ne întrebe despre ce se întâmplă în ceea ce privește majorarea alocațiilor, indemnizațiilor, pensiilor. Primul ascultător, vă rog să vorbiți, sunteți în emisie directă. Alo? Alo. Da, sunteți prima, vă rugăm, vorbiți. Bună ziua. Doamna Nele, eu am așa o întrebare. Nepoțica mea e decedat soțul, are 2 copii. Și cu părere de rău, la toți li s-au majorat pensiile, că și-au pierdut o părinte. Însă, la copiii ei nu s-au mărit. Nu știu care e pricina. Și am sfătuit-o că ea să sune. O sunat și a spus că nu-i ajunge 3 luni de la stagiu. Și o altă întrebare. Și pentru invalid se prevede majorarea pentru însoțitor sau nu? Eu vă mulțumesc. La revedere! Da, doamna Nele Rusu, v-ați notat întrebările, exact. Da? I-aș răspundem acum sau mai luăm câteva apeluri? I-aș recomanda ca doamna să lase și datele în regie. Exact. Ai exact care date? Data ce ține de doamnă, deci dumneavoastră vorbit despre nepoată care beneficiază, presupun eu, nu de pensie de urmaș, dar de alocații de urmaș. Fiindcă soțul decedat nu avea stagiul necesar pentru a fi stabilită o pensie și în cazul respectiv copiii beneficiază de o alocație care de asemenea, fiindcă pensia de urmaș s-a majorat și alocația corespunzător, este necesar să fie verificat cazul dumneiei. Privitor la cea de-a doua întrebare, deci, doamne? În cazul persoanelor cu dizabilități, deci am menționat că o primă etapă este majorarea alocațiilor de care propriu zis se beneficiază aceste persoane, ulterior vom veni și cu alte măsuri în acest, deci pentru protecția acestor persoane. Da, mai preluăm două apeluri. Bună dimineața, vorbiți. Bună dimineața, doamne. Da, întrebați, vorbiți, prezentați-vă. Mă numesc Iura. Da. Din satul Sofia, Răunul Drăghi. Da. Sunt născut în Sofia. Eu sunt Radu 2, dar din Răptălăi. Dar din Răptălăi, dar noi și nu îți măresc pensii, nu prinesc pensii numai 175 de lei, dar alții pensii prinesc mai mari decât noi. Doamna Rusu, ați înțeles? Auziți? Da, mai reluați o dată întrebarea, dar scurt și clar. Ce vă nemulțumește?
Bine, reveniți. Noi ascultăm un alt apel. Da, vă rugăm. Întrebați, vă rog, și pe scurt, așa Alo. Încât să reușim și să răspundem. Da. Bine, mă ascultați. Da. E bună ziua. Bună ziua. Eu am așa întrebare. Vă rog să mă ascultați. Eu am lucrat în organele de poliție 29 de ani și la pensie în 92. 92, când s-a schimbat în 93 cupoanele, eu am fost cu pensie de cupoane trecută în lei și am avut 111 lei de tot. Acum, după asta, după pensie, eu am fost nevoie să lucrez. Am lucrat încă 25 de ani. Acum m-am adresat la subiect și eu spus că asta nu intră în pensia asta, ca să-i adaug, cum spuneți dumneavoastră, ca să adaug aici care au 15 ani după lucru. Eu am 25. Și îi spun că eu am ieșit la 50 de ani și de asta. Dar după 10 ani poate să nu ne plătească. Dar 15 ani eu am plătit statul aici 25 de ani, am plătit de plin. Cum plătesc toți oamenii. Toate ce trebuiește. Da. Și ce pot să fac eu? La cine să mă adresez? Cum? Vă mulțumim. Da. Răspundem? Răspundem acestui cetățean, pentru că curând luăm și alte apeluri. În parte ce ține de domnul Iurie din Drochia. Deci dumnealui, din câte a menționat, are o dizabilitate accentuată din copilărie, dar nu a fost clar dacă beneficiază de pensie sau de alocație. Dacă beneficiază de alocație, deci a menționat că alocațiile s-au majorat începând cu 1 ianuarie cu 40% și că dumnealui a menționat 175 de lei. Exact, asta mi-am notat. Asta a menționat dumnealui, deci chiar și în cazul respectiv, anterior era 300 de lei, acum s-a majorat și constituie 605 lei, dar dacă primește o pensie și nu, noi nu am înțeles corect, atunci în cazul dumnealui, la 1 octombrie 2020 se va indexa suplimentar și recomand domnului să se adreseze asistentului social din comunitate pentru a depune o cerere pentru examinarea oportunității acordării ajutorului social în cazul respectiv. Ce ține de pensiile stabilite conform legislației care reglementează pensiile organelor de forță. Recalcularea se realizează doar în cazul pensiilor stabilite în conform legii prin sistemul public de pensie, adică pentru limită de vârstă. Suntem acum în proces de examinare a legislației și anume pentru persoanele care au continuat să muncească în două sisteme, deci inclusiv și în sistemul de asigurări sociale și pentru a identifica acea formulă agreată în cazul respectiv, fiindcă primesc pensie din bugetul de stat conform unei alte legislații, dar au continuat activitatea în sistemul de asigurări și au achitat contribuții. Ne cunoaștem toți că în 2017, când a fost realizată reforma sistemului de pensionare, angajații structurilor de forță au început a achita contribuții de asigurări sociale și sunt asigurați de toate riscurile, deci noi am modificat legislația în vigoare ca să fie asigurați de toate riscurile sociale, inclusiv maternitate, paternitate, acele riscuri pe termen scurt și între timp examinăm și legislația care reglementează pensiile acestor cetățeni. Da. Suntem în emisie directă împreună cu doamna Nelia Rusu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Răspundem la apelurile ascultătorilor privitor la alocări, indemnizații și pensii. Ascultăm următoarele două întrebări. Alo, bună ziua! Bună ziua! Ion Negru, Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, doamna Rusu, dumneavoastră ați spus că de la 1 iunie 2020 se recalculează pensiile tuturor care au ieșit la pensii după 99, fără etape? Da. Toți într-un an? Dar mai recepționăm un apel și după asta răspundem în bloc la două întrebări. Vorbiți, vă rog, sunteți în emisie. Bună ziua! Bună ziua! Am o întrebare către doamna Nelia, adică două întrebări. Prima întrebare sună așa. O persoană cu dizabilități grad sever acum are îngrijitor, adică asistent personal. Dar, de exemplu, câțiva ani, 2, 3, 4, cât acolo, nu a avut, dar certificatul de la Comisia Vitalității așa scrie că necesită îngrijiri de o altă persoană. Această persoană îngrijit.
dar ea nu a fost remunerată, nu a primit niciun salariu. Când ea va atinge vârsta de pensie, acești ani vor intra în stajul sau nu? Da. Asta a doua întrebare. De ce aceste persoane cu dizabilități, cu grad sever, care au muncit 30-35 de ani, și dacă au o pensie mai mare de 2.000, 100-200 de lei, ei nu beneficiază de nimic, pentru că au pensii mari, dar ei cu mult mai mult le trebuiește pensia. Lor nu le ajunge nici 4.000, la acești care stau îndeoseb țintuiți la pat, care au muncit 30-35 de ani. De ce lor nu le se dă măcar acești 700 de lei? De ce s-au înturnat cu spate la aceste persoane care au muncit în greutăți, în tun, în ferme? Aceștia nu sunt nemurerați cu nimic, în afară de că le dă pe căldură numai acești 500 de lei, dar altfel altceva nimic. Măcar cât de cât fiși da, e bucurat. Am înțeles, vă mulțumim deci, că ați sunat. Referitor la întrebarea pe care domnul Negru din Chișinău a menționat-o. Deci am specificat că în anul 2020 vom avea două etape de recalculare pensiilor. La 1 ianuarie s-a început recalcularea a pensionarilor care s-au pensionat până în anul 1999 și au un stagiu de până la 15 ani, adică o perioadă de muncă de până la 15 ani. Practic se încheie etapa de recalculare a pensiilor pentru toți pensionarii care s-au pensionat de până la 1999. Ce ține de 1 iulie 2020, se vor recalcula pensiile stabilite după 1999 și am menționat că este necesar ca persoanele să confirme 10 ani perioada de muncă sau activitate de muncă după stabilirea pensiilor. Deci o să fie în etape, dacă că aceasta a fost întrebarea, și acest proces se va definitiva în anul 2023. Au fost comprimate perioadele sau restrânse. Dacă inițial legislația prevedea 2027, atunci în cazul modificărilor de la sfârșitul anului 2019, în 2023 vom definitiva recalcularea tuturor pensionarilor, fiindcă este un proces într-adevăr nou care a demarat anul trecut. Persoane sunt foarte, deci numărul persoanelor este unul mare. Cum am menționat, este vorba despre o nouă stabilire. Persoanele se adresează către casele teritoriale de asigurări sociale, cererile sunt procesate, informațiile sunt verificate, ulterior are loc stabilirea, plata și tot ceea ce presupune stabilirea unei prestații. Referitor la faptul că o persoană cu grad sever, deci nu a avut asistent personal, dar a beneficiat de, sau cineva din familie a îngrijit de această persoană, și în acest sens legislația a fost modificată. Dacă până la 1 ianuarie 2020 era specificat că se include în stagiul de cotizare doar îngrijirea unui copil cu dizabilitate severă de până la 18 ani, atunci noi am modificat legea și indiferent de vârsta persoanei îngrijite, se va include în stagiul de cotizare, dar este important ca acest moment să fie documentat, adică să fie certificat că persoana într-adevăr a îngrijit de persoana respectivă și la atingerea vârstei de pensionare se va include în stagiul de cotizare și ca o perioadă necontributivă, deci conform regulilor generale. Deci întrebarea doamnei era dacă se va include, eu răspund că se va include, fiindcă legea a fost modificată și permite acest lucru cu prezentarea actelor justificative. Ce ține de acordarea deci altor plăți, deci eu am menționat, este vorba despre alte măsuri de asistență socială îndreptate spre protecția persoanelor care au o pensie ce nu le-a oferit dreptul de a beneficia de acești 700 de lei prevăzuți conform legii pentru persoanele căror pensie nu depășesc 2000 de lei. Recepționăm două apeluri. Alo. Bună dimineața, sunteți în emisie. Bună dimineața. Da, vă rugăm, vă ascultăm. Pe mine mă ascultați, da? Așa întrebări, două întrebări. Iată, era promis că alocația pentru gradul întâi de vedere a și mărită de la anul nou. Dar pe urmă s-a spus că de la 1 aprilie. Dar de aprilie doar asta indexație, nu mărime. Și a doua întrebare. Soția mea a ieșit la pensie în 2009
și ea care are 10 ani de lucrate după pensie, după ce a ieșit la pensie, are dreptul e să dea la calculația asta, la perirașiotul ăsta. Mulțumim frumos. La recalculare, da, și noi vă mulțumim. Răspundem, doamna Rusu. Deci, referitor la locațiile sociale, deci menționat, pentru gradul cu dizabilitate, deci persoanele care au dizabilitate severă s-a majorat cu 40%, dumnealui presupun că vorbește despre alocația de, de susținere sau de îngrijire. Deci nu este vorba de îngrijire în cazul respectiv. Da, cineva ne sugerează, cred că ascultă această discuție prin telefon. Ce ține de pensia soției domnului, dacă s-a pensionat în 2009, are 10 ani lucrați după stabilire, au fost achitate contribuții corespunzătoare, începând cu 1 iulie, poate depune cereri pentru recalcularea pensiei. Și tot ceea ce a muncit persoana după stabilire se va include în calculul final al pensiei. Da. Alte întrebări? Mai avem? Alo, DG, alo. Spune că mai avem. Alo. Da. Bună ziua. Bună ziua, sunteți în emisiune. Constantin Parfene din Hâncești. Da. Invalid de gradul 1, sever, nevăzător. Cu așa întrebare, prima întrebare, vreau să zic că, iată, dacă a murit unul din soț, a doilea soț, dacă e, de pildă, soția a murit în decembrie, el are drept să primească aceste 5 ani de zile pensie. Una. Asta e o întrebare. E clar, da? A doilea întrebare. Spuneți, vă rog, doamna Nele Rusu, cum se poate de nimerit la dumneavoastră la audiență? Fiindcă e imposibil. Am încercat de vă câteva ori și practic n-am putut să nimeresc. Da, vă mulțumim. A doilea întrebare. Și a treia întrebare cu ajutoarele astea sociale și perioada rece. Ia că de 4 ani de zile m-am adresat la Centrul Național de Anticorupție, că nu le-am lăsat prima lună la direcția asta. A doilea, ia că pe ultimii 2 ani, de 5 ori am l-ajudicat în la Chișinău, un om de 80 de ani, un bătrân de 80 de ani și orb complet. Doamna Tatiana mă știe, Oleacă, v-am văzut. Da, privitor la ajutorul pentru perioada rece anului, ce aveți întrebat? Așa, exact, scurt. Ajutorul social de... am decizii la mână, că mi s-a aprobat 411 lei ajutor social și 350 de pe anii 2018-2019. Și că până în ziua de azi nu pot să primesc ascultat. S-a intrat în Cârdășei cu Casa Națională, mi-a făcut datorii asta falsă, asta vinit fals, și au trecut cu vinitul ăsta fals, au trecut cuantumul ăsta și mi s-a stăpat. Da, domnul Parfini, da. Cred că e înțeles pentru doamna Rusu. Eu vă rog frumos, cum se numerește dumneavoastră, doamna Nele Rusu? Da. Așa-ți mă rog să numerește dumneavoastră la audiență. Bine, haideți să vorbiți întâi de audiență. Deci, ține de audiență, eu chiar astăzi am audiență, sunt persoane înregistrate, nu există nicio problemă ce ține de înregistrare persoanei la audiență în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Sună? Deci, exact, se programează, sună, în cazul în care suntem pe loc și fără o înregistrare prealabilă, deci putem acorda acea... Tehnici. Da, dar cum vor intra în casa guvernului? Deci noi, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu este în casa guvernului, este la Alexandrie, pe strada Alexandrie 2. În cazul în care suntem, deci nu suntem în cadrul unei ședințe sau noi și fără o înregistrare prealabilă avem discuții cu cetățenii, dacă nu sunt specialiști din cadrul direcțiilor care oferă acea consultare calificată persoanelor care au necesitate. Dar ce ține de alocații sau indemnizații pentru soț supraviețuitor se va aplica în cazul în care decesele au survenit după 1 ianuarie 2020, respectiv cazul dumnealui nu se califică, iar ce ține de acordarea unui ajutor care a fost stabilit și ulterior dumnealui nu poate să-l primească, în cadrul audienței vom discuta despre acest aspect, fiindcă trebuie de clarificat dosarul și inclusiv cu informații suplimentare de la organele abilitate, inclusiv de la Direcția de Asistență Socială din Raionul Hâncești și de la Casa Națională de Asigurări Sociale ce ține de plata acestor prestații. Deci în cadrul audienței vom discuta cu
cu domnul ca să elucidăm toate faptele. Da, să încercăm să mai preluăm și alte apeluri până la sfârșitul programului. Sunteți în emisie. Alo, bună ziua! Eu din la Tănătar Căușeni, invalidii grupa 1. Și aș vrea să vă dăm așa întrebare. La toți li s-au mărit ajutoarele astea, la voluntari, la 100, la 300 de lei, la afgani care au slujit în Afganistan. Dar eu sunt invalid de grupa 1 și primesc 46 de lei lunar. Și ne se dă o dată în 3 luni 138 de lei. Deși nu ni se mărește nou ca la voluntari, ca la toți de eșlan. Și aia ajutorul care e 700 de lei. Eu am undeva peste 2000 de lei, 2100. Deci la tărți li s-o da, dar nu ni se dă, fiindcă și nu aici am plătit mai mult fond social, mi s-au oprit, am muncit, am întâlnit, dar eu am căzut. Eu sunt invalid de grupa 1 cu pișoare, nu mă pot deplasa, nu este. Da, am înțeles. Da, și aici încă așa o întrebare. Am auzit că se dă un fel de ajutor, ori la primărie, ori de unde, 6.000 de lei anual acolo, ori că nu ni se dă. Dacă am o leacă pensie mai mărișoară, astea, nu ni se dă pe căldură, nu se dă pe nimic, nu se dă, că motivuri sunt diferite acolo. Și aici de 6.000 de lei care spun eu că se dă odată, ori pe căldură, ori să cumpărăm ceva. Da, situația e clară, doamna. Da, este clară. Și mai luăm un apel și răspundem în bloc, așa încât să reușim. E ultimul apel. Bună ziua, dumneavoastră. Bună ziua. La 3 aprilie, dacă și măresc pensiile, că nu știu, poate am s-a spus, dar n-am auzit, se poate mări și de 3, 4, 5 ori pe an, dar cu cât se va mări la 1 aprilie pensia? Dacă se mări cu 1%, se poate de 5, 7 ori, 8 de mărit pe an. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Răspundem. Deci, domnul care a întrebat despre indexare de la 1 aprilie, se vor indexa toate pensiile, indiferent de mărime, la 1 aprilie și am menționat în cadrul emisiunii că va fi media indicatorului ce ține de prețurile de consum, deci a inflației, pe ultimii 3 ani și este vorba de 4,8% care se va acumula, deci, la pensia în plată. Ce ține de întrebarea privind protecția socială a persoanelor cu dizabilități, în cadrul emisiunii a menționat mai multe inițiative, inclusiv cum este posibil de acordat acel ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului, că au fost majorate alocațiile pentru persoanele cu dizabilități, dar dumnealui menționează despre indemnizația sau compensația pentru transport, care este acordată persoanelor cu dizabilități și ține de autoritățile publice locale ca competență de 700 de lei. De ce am menționat că legislația prevede pensiile care sunt de până la 2000 de lei, deci să reușim și din niște posibilități bugetare când sunt întreprinse astfel de măsuri. Și ce ține de 6.000 de lei, deci acest suport monetar acordat familiilor, că astfel se califică acest... Deci este vorba de până la 6.000 de lei, persoana depune o cerere la sistemul social din comunitate, anume trebuie identificat în cadrul dosarului care este acea problemă care va fi soluționată prin intermediul acestui ajutor. Și ulterior o comisie la nivelul autorității publice locale în cadrul raionului va decide acordarea sau neacordarea acestor bani, deci în dependență de necesitățile și cum se califică familia la acest ajutor. Noi reușim să mai luăm un apel, haidem, dar în timp record, scurt. Vă rugăm, vorbiți. Alo, eu Boris Chișinău, pensionar, 82 de ani. Eu de pensie diferențiată, că nu se înțelege că asta, că numai la cei care până la 2000 de lei indexare să faci. Eu vorbesc de pensionarii care au pensii peste 10, 15, 20, chiar 25 de mii de lei.
și de, totodată și de salariile celea care îl primesc în, în, în justiție, dumneavoastră știți cine, peste 20-30 de mii de lei și mai mult poate. Da, vorbesc, lasă oamenii să înțeleagă, aici să înțeleagă, măcar pe un an, doi ani. Noi vă mulțumim, chiar suntem la final, mai avem doar câteva secunde ca să, ca să facem concluzia, dar concluzia cred că o facem altă dată. Trebuie să spunem, trebuie exact. Să spunem că cei care n-au reușit să adreseze întrebări azi, o pot face mâine, pentru că vom avea mâine emisiunea Spațiu Public, Viața Publică de la 6:15, în care de asemenea veți discuta probleme de protecție socială. Și atunci vor fi apeluri, va fi runda de întrebări și răspunsuri. Deci ascultați și emisiunea Viața Publică de mâine. Da, eu țin să menționez că vom continua cu acele aprobarea celor măsuri îndreptate spre bunăstarea cetățenilor și a pensionarilor și a celor persoane care au venituri mici insuficiente pentru un trai decent. Eu vreau doar să vă mai invit, poate altă dată, într-o altă săptămână, să discutăm despre sistemul de pensii, cum se reformează și cum asigurăm sustenabilitatea. Exact, fiindcă întrebarea este pertinentă domnului. Noi am inițiat procesul de unificare a pensiilor și inclusiv vom continua cu acele pensii care sunt după alte sisteme. Cu mare drag revin. Vă mulțumesc, o zi bună pentru toată lumea. La revedere, rămâneți cu Radio Moldova.